Curtea Constituțională și nu pot să anticipez, dar bănuiesc că va fi stabilit foarte clar marți programul de vot, așa încât toți prefecții au sarcina de la guvern de a-și face treaba foarte bine alături de poliție, de jandarmi, de toți ceilalți implicați și pe 29 seara rezultatul votului să reflecte exact voința electoratului. Asta este partea administrativă. În rest, sigur că fiind vineri seară, primul ministru are program de luni până vineri și de vineri seară începe programul liderului politic până duminică. O să mă văd cu colegii mei din Uniunea Social-Liberală, o să participăm și la acțiuni, să zicem, de campanie și știți foarte bine, ca nu cumva să fie vreo surpriză, eu votez da la referendum și asta îi voi îndemna pe toți locuitorii și ai Olteniei și ai României. Dacă aveți dumneavoastră vreo întrebare specială. Secretizarea contractului cu Roșia Montană. Ce vă așteptați să vizitați acolo? Nu, după cum știți, nu putem să-l desecretizăm decât dacă și cealaltă parte este de acord. Astăzi am primit, cel puțin pentru moment, un răspuns negativ, dar doamna ministru Rovana Plumb o să vă spună mai multe lucruri. Eu cred că nu trebuie să avem secrete, cu excepția sigură a secretelor militare, când e vorba de baze militare, de lucruri care țin de siguranța națională, dar restul lucrurilor n-aș vrea să fie secret și aș vrea, sigur, sunt curios și eu ca foarte multe milioane de români, ce secrete există de la o determinat pe domnul președinte suspendat Băsescu să se bată atât de tare pentru un proiect comercial. Cum comentați decizia Comisiei de Etică de astăzi? În niciun fel. Ieri, conform legii educației, eu am urmat toate procedurile legale. Comisia de Etică a Autorității Naționale de Cercetare s-a pronunțat. Restul e politică și o să ne batem politic. Până la urmă, oamenii o să aprecieze în noiembrie dacă guvernul pe care eu îl conduc merită să rămână în continuare în funcție sau dacă, sigur, vor vota pe altcineva. Dar dacă îmi fac datoria față de oameni și dacă guvernul va lua măsurile pe care oamenii le așteaptă de la noi, bătăliile politice vor rămâne în urmă. Sigur, noi rămânem cu niște răni, dar asta e viața. De câteva ore bune, pe internet circulă niște zvonuri, conform cărora Traian Băsescu ar pregăti o ultimă lovitură. Se aude că de luni s-ar face descinderi, ar fi ridicați importanți liderii USL. Aveți astfel de semnale? Deci Traian Băsescu arestează oameni. Păi, nu e justiția independentă? Cum arestează domnul Băsescu oameni? Vot să vă spun un singur lucru. Am discutat cu oameni politici mai experimentați decât mine și toți sunt de acord că niciodată în cei 22 de ani nu s-au folosit atâtea mizerii și atâtea ticăloșii într-o campanie electorală. Deși, slavă Domnului, fiecare campanie electorală a avut părțile sale negative. Dacă acum, asta înseamnă că domnul Băsescu este foarte disperat, că apelează la absolut orice armă. Astăzi, de exemplu, cred că ați urmărit și dumneavoastră, era o uriașă înscenare împotriva guvernului și împotriva ministrului agriculturii, pe care probabil săptămâna viitoare o pregătea domnul Băsescu ca o mare dezvăluire. Șansa noastră, șansa ministrului agriculturii, că a fost foarte atent și am reușit să o dejucăm și am transmis către DNA, către tribunal, toate adresele necesare, pentru că probabil săptămâna viitoare îl vedeați pe domnul Băsescu ieșind triumfător pe la televizor. Iată ce a făcut Daniel Constantin pentru Voiculescu. Că știți, vântul e în închisoare, Patriciu probabil că urmează, mai rămăsese Voiculescu și arăta bătălia dânsului cu mogulii. Pe 29 este bătălia domnului Băsescu cu românii. Pe care aveți semnare că mai pregătește și altceva? Sigur că da. Eu mi-am pregătit familia pentru cele mai rele lucruri posibile și de altă parte însă merită orice sacrificiu pentru ca de pe 29 să avem o viață cât de cât normală, să terminăm cu această nebunie în care am trăit. Sigur, de 8 ani, dar în special în ultima perioadă. Există un angajat în Ministerul Economiei, numit dumneavoastră, pe 10 iulie, care s-a descoperit că acum este urmărit penal. Cunoașteți despre cine este vorba și cunoașteți? Nu cunoșteam, am văzut la dumneavoastră la Realitatea TV că este urmărit din 2002 și mi-am dat seama că e urmărit foarte bine, dacă de 10 ani tot îl urmăresc și până la urmă l-au prins în guvernul
Mă gândeam că în 2002 era totuși guvernul PSD, de atunci au mai fost 4 guverne. Ce să vă zic? Sigur, orice persoană care are probleme cu justiția o înlocuiesc. Dar faptul că în 2002 a trecut cineva pe roșu și suntem în 2012, e un pic de zâmbit, ca să zic așa. Da? Dar oricum apreciez vigilența faptului că l-ați prins, că în 2002 a avut o problemă. Păi nu, că am văzut la dumneavoastră, că altfel eu nu l-am prins, ca să zic așa. Bine, când îi prindeți pe cei de dinainte de anii 50, am ziceți, ca să-i dau fără. Descoperirile de la hidroelectrica? Bun, haideți că este un lucru într-adevăr foarte serios și aici nu mai vorbim doar de 2002 sau 2005, vorbim totuși de evenimente recente. Ministrul Chițoiu v-a spus astăzi că într-o procedură de ani de zile prin care hidroelectrica a fost prejudiciată, în special în ultima perioadă, de aproape 1 miliard de euro, s-au încheiat și s-au prelungit, mai ales asta e cel mai grav, contracte bilaterale prin care societăți comerciale erau avantajate net, iar hidroelectrica pierdea bani. Și aici vreau să spun foarte clar. Există două tipuri. Una este să sprijini în limitele permise de Comisia Europeană și de lege societăți care produc și care au locuri de muncă. Fie că e vorba de Sidex, fie că e vorba de Alro, fie că e vorba de alte societăți care dau de lucru la mii de oameni, care plătesc taxe în România, care până la urmă sprijină economia României. Și alta este să vinzi energie la preț foarte mic, subevaluat, unor societăți care au 2-3 angajați și care scot tot profitul în străinătate. Așa încât procedura din acest moment este o procedură prin care hidroelectrica, practic una din ultimele bijuterii care au mai rămas în stăpânirea statului, se curăță de aceste lucruri din trecut, redevine o societate profitabilă și o societate care furnizează energie la preț corect. Iar eu îmi doresc în același timp ca cei care în 2010 au prelungit acele contracte în mod ilegal, începând cu ministrul Bideanu, să răspundă în fața legii și să și răspundă cu patrimoniul lor, pentru că, vă repet, e vorba de o pagubă produsă până la urmă României, când vorbim de o societate 100% de stat, de peste 1 miliard de euro. Iar domnul Bideanu, măcar o parte din acești bani, din averea serioasă a domnului Bideanu, merită luați înapoi și recuperați pentru bugetul țării. În ultima perioadă, membrii Guvernului Ponta, că vin foarte des la Craiova, se află Craiova printre orașele pe lista de prioritate a Guvernului? Păi bineînțeles, bineînțeles. E singura reședință de județ unde avem primăriță. Acum văd că sunt multe femei la putere, și doamna prefect și doamna primar, alături sigur de președintele de Consiliu Județean. Sigur că e importantă Craiova, sigur că sunt proiecte importante care au stagnat în ultima perioadă și pe care trebuie să le pornim, în special în zona de locuri de muncă. Vreau să ajut Fordul, așa cum am vrut să ajut și vreau să ajut Dacia Renault, pentru că e vorba de mii de locuri de muncă, e vorba de exportatori pentru România. Bun, eu sunt deputat un pic mai sus de Gorj, dar toată Oltenia e importantă și, bineînțeles, Craiova. Totuși, nu ne-ați explicat la hidroelectrica. Veți cere măsuri drastice, totuși, de acolo s-au ascultați, făcut niște un pic de ce nu pot. Banii. Da, acolo administratorul special, pentru că nu primul ministru și nici măcar ministrul economiei, administratorul special este obligat, conform legii, pe măsură ce constată contracte făcute prin fraudarea intereselor societății și în momentul în care constată lucruri grave, să transmită mai departe către parchet. Noi am constatat din ceea ce era în trecut la Ministerul Economiei, documente semnate de ministrul Videanu prin care se vindeau la un preț inferior pieței și practic sub prețul de cost, în pierdere cantități de energie pentru export. Și le-am sesizat deja, dar administratorul special va face lucrul acesta în continuare și sunt convins că justiția... Unde credeți că au ajuns poșetele alea care s-au cumpărat la hidroelectrica? Aurul! Nu se vor face, nu cereți ba, să se da, exact asta cerem, asta? Exact asta cerem. Eu vă spun, la Videanu și la cei pentru care Adrian Videanu a făcut campanie electorală. Și în 2007 a făcut campanie electorală cu banii lui Videanu și în 2009 și probabil și acum, dacă mai are. Nu-mi fac griji pentru Videanu. Da? Vă mulțumesc!
Eu mi-aduc aminte și erați, cred, și toți cei de aici de pe scenă și mulți din cei din sală în ianuarie, când ziceam să-l suspendăm cumva pe Băsescu, că dacă îl aducem în fața poporului, îl dăm jos. Și atunci vă anunț că în ianuarie, când vorbeam, n-aveam nici guvern, n-aveam nici aleși locali și, cel puțin în Oltenia, am luat tot, nu? Ce se putea lua, președinți, primari, n-aveam până la urmă toate lucrurile pe care le foloseam împotriva noastră. Sigur că mai are câteva și le știți și dumneavoastră. Dar eu am venit doar să vă spun un singur lucru. Că pe 29 putem să scăpăm de Băsescu de tot, dacă scoatem oamenii la vot. Nu se pune problema că dacă ies la vot, o să voteze mai mulți cu el. Știți foarte bine, o să voteze ca să-l demită. Se pune o singură problemă. Că până pe 29 nu pleacă nimeni în concediu, nu se descurajează nimeni. Avem o șansă extraordinară să reparăm toate relele. Toate relele într-o singură zi. Marți se va pronunța Curtea Constituțională. Eu nu știu ce se pronunță, evident. Dar eu cred că până la ora 23 va fi votul, de la ora 7. Avem absolut tot ceea ce ne trebuia ca să câștigăm referendumul și să scăpăm de Băsescu de tot. Că dacă îl scoatem cu 9 milioane de voturi, e chiar gata Băsescu. Nu știu ce se întâmplă cu PDL-ul, e problema lor. Eu atât am venit să vă spun, doar că la câte am încasat în perioada asta, sunt mai hotărât ca niciodată că trebuie să scăpăm de Băsescu. De faptul că sunt mult mai hotărât decât eram până acum, că trebuie să stăm împreună. Gândiți-vă dacă eram separat. PSD, PNL, PC, vă dați seama ce... Gândiți-vă dacă erau ei în continuare la guvernare. Ce făceau pe 29, ce făceau pe 10 iunie, știți foarte bine. Cum foloseau toate instrumentele statului. Și am venit să vă spun un singur lucru. Pe 30 putem în sfârșit să trăim cât de cât normal, să nu mai trăim cu gândul că ne face Băsescu dosare, că ne scenează Băsescu cine știe ce, că ne strică viața, că ne contestă, că ne trimite în toate părțile. Eu vă spun, miza e atât de mare, încât nu cred că trebuie să vă zic mai mult decât atât. Partea de organizare este esențială, ca întotdeauna, să convingem oamenii să vină la vot. Se votează oriunde, în orice secție, s-au făcut secții de vot, sunt urne mobile. Nu va exista un român pe fața acestei țări care, dacă vrea să voteze, să nu poată să o facă. Ori eu cred că au venit 10 milioane și ceva de români la alegerile locale, o să vină 10 milioane și când e vorba de viața lor și să scape de Băsescu. În rest, pot doar să vă spun că eu sunt absolut convins, mă uit la Băsescu cât e de nervos și de turbat și sunt absolut convins că îl batem de data asta și îi plătim toate relele pe care ni le-a făcut individual și separat în toți acești ani. În rest, sigur că va mai fi o săptămână de provocări, de intoxicări. Eu vă zic doar că noi rezistăm. Poate să zică de mine orice pe lumea asta, n-am nicio problemă. Până duminica viitoare accept orice, numai să știu că scap de Băsescu. E foarte important dumneavoastră în teritoriu să aveți grijă și să prindem imediat și să arătăm dacă într-adevăr plătesc oameni și să le ia buletinele și să stea acasă. Dacă fac ceea ce știau ei să facă de obicei, chiar dacă de data asta, sigur, nu mai au aceleași instrumente. Nu vă zic decât un singur lucru. Eu sunt cel mai optimist om din această țară că pe 29 îl bate. Am vorbit așa cu Crin și îmi zicea, dom'le, îl batem, dar dacă nu se fac 9 milioane, și a zis, Crin, eu sunt mai optimist decât tine că o să fii președinte. Eu sunt convins însă de un singur lucru. Nu mai contează atât de mult dacă o să fie Crin președinte, eu prim-ministru, domnul Valis Gonea trebuie să rămână președintele Camerei Deputaților, că na, Oltenia trebuie să aibă reprezentanții în frunte.
Dar cel mai important e, gândiți-vă cum o să arate viața noastră fără Băsescu după 29 și zău că o să arate extraordinar de bine. În rest, mult succes și ce să zic, să n-aud pe cineva care zice că nu se poate. Dacă nici acum nu se poate, înseamnă că o să stăm cu Băsescu cât am stat cu Ceaușescu. Dar eu cred că un moment ca ăsta nu mai găsim prea curând și vreau să vă rog pe toți, să le transmiteți oamenilor noștri această încredere. Mulțumesc și succes! La treabă! După ceva vreme... eram într-un cerc de colegi la, cred că eram la Valizgonea în birou, vine domnul Ponta într-o dimineață și îmi spune, zice, îmi bate obrazul, zice, nu mi-ai spus tot. Ăsta-i Băsescu, din păcate. Dragi colegi, am făcut această mică paranteză pentru că m-a invitat domnul prim-ministru să vă vorbesc despre relația cu Băsescu. Eu n-am să vă vorbesc despre relația mea cu Băsescu pentru că 4 ani de zile ați văzut ce s-a întâmplat. Un mandat pe care l-am avut și l-am consumat în bună parte, tocmai pentru a face față acestor conflicte permanente pe care le iniția, atacuri la adresa guvernului, membrii ai guvernului pe care a trebuit să îi înlocuiesc pentru că li se deschisese acțiuni în justiție și riscau să fie suspendați de președinte și așa mai departe. Ăsta a fost o parte din mandat, timp irosit, în loc să folosim acel timp pentru buna guvernare în folosul cetățenilor, l-am irosit în certuri, tensiuni, scandaluri permanente. Lumea, să știți că în afară de dumneavoastră care sunteți aici și care sunteți din mediul politic, sunteți liderii partidelor, da, elita politică a partidelor noastre, am să vă spun ce mi se întâmplă mie în ultima vreme, pentru că am avantajul că nu mai am ofițer de SPP, nu mă însoțește nimeni și merg singur. La piață, la supermarket, la pâine, unde mă duc? Știți cum este un light motiv? Toată lumea mă întreabă, dom'le, când ne scăpați de ăștia? Când ne scăpați de ăsta? Până acum, să vă spun ceva, ce trebuia să facem? Noi am făcut în Parlament la începutul anului, nu aveam majoritatea necesară pentru suspendare față de 2007, când am avut majoritate și l-am suspendat, dar opinia publică era în favoarea lui Băsescu. Astăzi este o situație radical schimbată. Opinia publică, într-o majoritate covârșitoare, este împotriva lui Băsescu și a PDL-ului ca urmare a modului în care au guvernat. Dacă situația este asta, dacă starea de spirit este asta, atunci înseamnă că nouă nu ne rămâne decât să valorificăm această stare de spirit la referendumul care se apropie. Sigur că nu este o joacă, nu se face de la sine, dar să știți că merită efortul, pentru că acest lucru de a scăpa de Băsescu este ceea ce oamenii în majoritatea lor își doresc, să scape de Băsescu, de regimul pe care l-a instituit în România și care a produs atâta suferință, atâta nemulțumire. Deci și eu fac același apel călduros, nu am îndoieli în privința intențiilor românilor, intenție majoritară, vorbesc, da? Sunt și susținători în continuare a lui Băsescu, foarte bine să se ducă cu el, papa sâmbete. Dar haideți să facem un efort pentru că merită, altfel vă pot spune un singur lucru. Ceea ce ați văzut în ultimile 2 luni și jumătate. Scandaluri, amenințări, șantaj. Ceea ce s-a întâmplat astăzi este elocvent, încercarea de discreditare pe care a făcut-o la Ministerul Agriculturii, de care probabil ați aflat prin televiziuni. Toate aceste lucruri vor continua. Și nu vor continua numai la nivelul guvernului, ele vor coborî la nivelul fiecărei județ, al fiecărei primării, totul se va perpetua, țara va fi într-un permanent scandal, o fisură uriașă care se creează la nivelul cetățenilor și o să ne întrebăm de ce nu putem să facem nimic pentru România. Iar cetățenii care v-au votat acum nu vor fi satisfăcuți cu răspunsul pe care l-ați dat peste 4 ani. Dom'le, n-am putut să facem nimic, am fost ocupați să ne certăm cu Băsescu. Cetățenii nu vor răspunsul ăsta. Cetățenii vor lucruri concrete care s-au făcut
îmbunătățirea calității vieții, pentru ameliorarea infrastructurii, proiectele care să le asigure o viață mai bună și un viitor. Așa încât eu cred că este de datoria noastră, de obligația noastră, să facem acest efort în acest moment pentru a asigura, bineînțeles, de asta vorbim, vorumul la referendum și să încheiem această perioadă, să dăm pagina, cum se spune, acestei perioade negre și nefaste pentru România, care este perioada cu Băsescu președinte. Vă mulțumesc și mulțumesc. Președinte, toți am crezut la un moment dat în sinceritatea domnului președinte, toți am vrut să avem un dialog instituțional, am vrut să construim un dialog cu președintele, din păcate de fiecare dată președintele ne-a demonstrat că nu poate să construiască un dialog și cred că asta e cel mai bun exemplu și pentru cei care vor veni, că în politică lucrurile așa stau, se mai rotesc cu oamenii, din păcate până acum președintele a rămas acolo și toți am avut această experiență negativă. Eu vreau să vă spun că optimismul domnului președinte Ponta, domnului prim-ministru, a fost transmis și către tot guvernul și noi credem cu tărie că, într-adevăr, dumneavoastră puteți să faceți tot posibilul ca la vot să fie peste 50%. Și optimismul acesta vine și din faptul că am avut o campanie electorală, am fost peste tot, în toate județele din această țară, la toate meeting-urile pe care le-ați organizat dumneavoastră, am fost și la Craiova și peste tot, în drum spre scenă, oamenii ne-au spus un singur lucru. Votăm la locale, facem ce vreți dumneavoastră, alegem reprezentanții USL, dar scopul nostru este să scăpăm de Traian Băsescu. Și asta îmi dă un optimism foarte mare. Faptul că am rămas buniți după câteva încercări extrem de grele pe care le-a traversat Uniunea Social Liberală, eu cred că este un alt motiv pentru care putem să credem cu tărie că putem să scăpăm de Traian Băsescu pe 29. Și cred că cel mai important lucru care trebuie să-l faceți dumneavoastră, de fapt sunt două, primul dintre ele este să rămâneți uniți, să lăsați orice discuție, PSD, PNL, PC în această perioadă. Și al doilea lucru e prima probă pe care dumneavoastră o dați, aleșii locali care astăzi sunt în funcții extrem de importante, au votul popular, este primul examen pe care puteți să-l dați dumneavoastră. Trebuie să faceți tot posibilul. Avem 2400 de primari, dacă nu mă înșel, 30 ceva de consilii județene, foarte mulți primari. Cred că este, în primul rând, și datoria dumneavoastră să vă mobilizați și să scoateți oamenii la vot. Eu am speranța că pe 29 seara putem să sărbătorim împreună și la meetingurile următoare care le vom avea în septembrie pentru alegerea domnului Crin Antonescu să ne dăm dreptate unii altora. Doamne ajută! Parcă vă cunosc de undeva. Dragi prietene și dragi prieteni, n-am să vorbesc despre Băsescu pentru că lucrurile sunt clare. Dar am să vorbesc de nevoia de a strânge tot ce înseamnă energie pozitivă și tot ce înseamnă oameni de bună calitate din această țară în ziua crucială de 29 iulie. Nu putem să stăm și să ne uităm indiferenți la o zi care poate să însemne o bifurcație în istoria țării noastre. Nu putem să stăm și nu pot să stau indiferent de supărările care au mai fost, de supărările care probabil o să mai fie, și să lăsăm țara să meargă în continuare într-o direcție profund greșită. Nu există 29 iulie cu Traian Băsescu înapoi la Cotroceni. Și apelul meu către toți prietenii mei din PSD, din PNL, din PC, împreună cu domnul Tăricianu, am început să construim acum câțiva ani de zile o alianță care părea nefirească și improbabilă. Și iată că suntem azi împreună și nu pot decât să aplaud că suntem aici la Craiova împreună. Apelul meu este împreună pe 29, împreună după 29, împreună pentru mulți ani de zile. Vor fi tentații, vor fi șopârle, vor fi amenințări, va fi joc de glezne. Vin de la aeroport, de la București, am venit cu mașina, am fost afară pentru că m-a rugat și Victor Ponta, m-a rugat și Crin Antonescu, m-a rugat și Liviu, m-a rugat toți colegii și prietenii mei. Să pun și eu umărul cât pot la repararea unei percepții în străinătate care nu ne-a făcut bine.
Nimeni nu îl susține în străinătate pe Traian Băsescu. Poate că a avut susținător, poate că în familia lui politică mai sunt unii care doresc să-l susțină. Este sfârșit din punct de vedere om politic. Am această obligație ca cetățean român și ca om care, indiferent de ce s-a mai întâmplat, a avut o contribuție bună sau rea, sau bună și rea, și la ce s-a întâmplat în 2009. Și pentru că voi știu, toți, fără excepție în sala aceasta, bărbați și femei, tineri sau mai experimentați, indiferent de garnitura de lideri pe care o avem într-un moment sau în altul, știu cu toții că ne-am culcat în 29 cu un președinte și ne-am trezit cu un alt președinte. Rugămintea mea de om, de prieten, de coleg, de român, de oltean, să nu mai dăm României coșmarul să se trezească pe 30 tot cu Traian Băsescu. Vă rog din inimă să ducem treaba la bun sfârșit. Dumnezeu să ne dea inima cea bună. Succes pe 29! Poate trei chestiuni pe care vreau să le spun aici în Oltenia. În primul rând, bun, e un lucru știut că eu am nevastă olteancă, așa că știu foarte bine despre ce este vorba, știu ce înseamnă și sângele iute aici în Oltenia, dar știu foarte bine, nu, sunt foarte fericit, chiar foarte fericit, însă știu foarte bine care este capacitatea de organizare, care este potențialul dumneavoastră în aceste județe. Și acest lucru s-a văzut în 10 iunie. Și vreau să vă spun că momentul ăsta al adevărului, care pentru mine înseamnă sfârșitul unui ciclu de evoluție în România după decembrie 89. N-a fost așa cum am crezut după aderarea la Uniunea Europeană, după NATO, nu. Acum vom termina un ciclu în care spunem la revedere unei perioade de dinainte de 89, perioadă pe care Băsescu încă o reprezintă. Și eu personal, știind foarte bine despre ce e vorba, am fost în campania la locală aici, la dumneavoastră, am fost și acum două săptămâni, eu contez ca dumneavoastră să fiți primii în țară în ceea ce privește mobilizarea și scorul la referendum. Și o spun foarte serios și eu cred că trebuie să vă propuneți să fiți primii în țară pentru a scoate scorul cel mai bun. Și să vă ajute Dumnezeu să fie așa. Al doilea comentariu. În prima linie a bătăliei politice se află unii din lideri, unii sunt aici astăzi pe scenă, alții sunt la București și în prima linie se află primul ministru și președintele interimar. Sunt și alții. Și oamenii ăștia duc o bătălie politică cu cineva care duce bătălia politică pe partea cealaltă, așa cum a fost învățat să o ducă înainte de 1989. Și cea mai bună reprezentare a mentalității și a sistemului securist astăzi o trăim și o trăim pe pielea noastră a românilor. Din acest punct de vedere există și oamenii simt acolo sus tot ce înseamnă un atac fără a respecta niciun fel de regulă, multe atacuri, multe provocări, multe lucruri dure pe care unele așa le mai percepeți, poate le mai auziți, le mai vedeți, și altele pe care nu le știți. Eu vă solicit astăzi foarte multă solidaritate cu echipa noastră a partidului într-un moment de decizie majoră pentru viitorul României. Și înțelegeți ceea ce vă spun, e nevoie mai mult ca niciodată să strângem rândurile. Un alt astfel de sistem de putere care încă supraviețuiește prin Traian Băsescu trebuie ras, trebuie desființat pe 29 iulie. Nu este deloc simplu, dar dacă facem acest lucru, cu adevărat dăm o șansă unei evoluții pentru România altfel decât s-a întâmplat. Și ultimul comentariu, ca vicepreședinte al PSD, care în acest moment ocupă mandatul de ministru al justiției, chiar trebuie să facem justiție în România, în sensul în care chiar trebuie justiția, cu unic reper legea,
să își facă ascultată vocea și acțiunea. Iar după 29 iulie, dezinhibate, instituțiile statului trebuie să-și facă datoria față de ceea ce înseamnă actul de justiție independent. Și am convingerea că așa va fi. Vă doresc succes! Vorbim, domnul Tăricea. Domnule Băsescu, cu Boc, și ați văzut cum le-au rezolvat. La Slatina trebuie să rezolv cu șoseaua de centură. La Craiova, eu vorbesc aici cu oameni care știu politică. La Craiova, Olguța m-a luat din prima, vara nu-i ca iarna, dar vine iarna și trebuie să ștergem datoriile de la CET. La Mehedinți, Ieranu, unde trebuie să ținem 5.000 de oameni, cât sunt, Adrian? 5.000 de oameni. Vă dați seama ce înseamnă 5.000 de oameni. La Gorj nu vă mai zic ce e, că știu. Eu foarte bine ce la Gorj. Și cu compania energetică și cu toate celelalte lucruri. Eu ce vreau să vă rog, spuneți-le oamenilor ce înseamnă pentru viața lor, nu ce înseamnă pentru noi. Că nu cred că mai mor acum de grijă dacă o să fie mai bine pentru PSD sau pentru PNL sau pentru PDL. Spuneți-le ce înseamnă pentru viața lor dacă se întoarce Băsescu. Spuneți-le ce câștigă ei și ce pierd dacă vine Băsescu înapoi. Dacă le spuneți chestia asta în următoarea săptămână, eu sunt convins că vor veni toți la vot. Altfel, degeaba ne convingem între noi. Să nu cădem în capcana de a părea că este o bătălie între Băsescu, PDL și USL și de data asta nu e. E o bătălie între Băsescu și tot poporul român. Iar eu vă spun un lucru. Mă trăgeau de mână toți pe stradă. Dom'le, de ce nu-l dați jos o dată pe Băsescu? V-ați înțeles cu el? Credeți că e bine cu el? Nu, n-am crezut niciodată că e bine cu Băsescu. Fac o scurtă paranteză, vă dați seama că o să țin minte toată viața, într-o miercuri, Băsescu l-a trimis pe funeriu la München cu teza mea de doctorat. Și joi m-a chemat, mi-a zis ce să stau o cafea. Și am stat vreo jumătate de oră, era așa de vesel, era așa de amabil, mai că ne împrietenisem aproape, a doua zi după. După aia, când am numit-o pe doamna Andronescu ministru și a fost ceremonia, la sfârșit mi-a zis, hai să-ți dau o cafea. Și am zis, nu mulțumesc, că încă mă doare ailaltă. Așa, asta-i cu Băsescu. Dacă te fraierește, așa a procedat, cred. Și nu doar tu, și nu doar tu. Cred că suntem destui pe aici care am băut cafele de nădor încă cafelele ale lui Băsescu. Ideea următoarea, eu asta încerc să vă transmit politic la toți cei de aici, repet, vă cunosc pe toți din toate campaniile. Spuneți-le oamenilor ce pierd ei dacă nu vin la vot. Că noi, vă spun sincer, eu cred că eu mi-am făcut datoria și Crin și-a făcut datoria și Daniel și toți cei de aici. Uite, suntem toți, am trecut peste orice ne-am certat, peste orice ne despărțea, suntem toți, l-am adus pe Băsescu la oameni. Acum, decideți voi. Deci dacă nu le spuneți fiecărui om ce pierde el dacă se întoarce Băsescu, nu-i spuneți ce pierde USL-ul sau ce pierde PSD-ul sau PNL-ul sau guvernul. Spuneți-i ce se întâmplă cu viața lui și eu vă garantez că atunci o să vină toți 30 de secunde la prima secție sau vine urna mobilă la ei dacă nu pot să se deplaseze și o să voteze. Și vă mai zic un lucru, că vă dați seama că mi-a stat pe cap chestia asta cu 9 milioane, presiunea din afară, a fost cumplită. Dom'le, dar și dacă vin 9 milioane și îl dau afară, gata, s-a încheiat. Măcar cu Băsescu. Asta vreau să vă zic politic de data asta, ca să nu ne convingem între noi, că între noi nu e nevoie să ne convingem. Cred, repet, am băut o scapele cu Băsescu, știm ce se întâmplă. Dumneavoastră trebuie să-i convingeți pe ceilalți, de-aia v-am zis, de fiecare, de Slatina, de Vâlcea, de Târgu Jiu, de Mehedinți, de sunt enciclopedia acum, cu toate problemele pe care le-am moștenit. Nu vă mai zic încă altul milion de probleme pe care le-au lăsat în brațe. Adică, vă zic un lucru. Dacă aș vrea într-adevăr să distrug și Băsescu și PDL, a zice, ia veniți voi înapoi la guvernare și rezolvați lucrurile astea, dar am distruge toată țara. Și am distruge tot ce ne-am luptat noi în anii ăștia împreună. Așa încât vă rog mult de tot, folosiți săptămâna asta. Vreau să mulțumesc tuturor că
Toată lumea, mă uitam aici să văd cine lipsește, dar nu lipsește nimeni să critic și eu pe cineva. Văd că toată lumea a lăsat concediile deoparte. De-abia aștept să plec pe 30 în concediu, fără să știu că mai mă urmărește Băsescu unde îmi fac concediu și cu cine îmi fac concediu și ce mănânc la masă. Acum 15 ani și acum 20 de ani și când eram la șoimii patriei și tot așa. Cu ce mașină? Nu mai plec, plec cu SPP-ul, că s-a terminat cu mașinile, gata. Asta vreau să vă rog. Vă rog mult de tot să profitați de săptămâna asta, să le spuneți fiecărui om pe care reușiți, că asta avem cea mai mare rețea posibilă de răspândire a mesajului politic. Ce înseamnă pentru omul din Râmnicu Vâlcea, dacă vine Băsescu înapoi, ce înseamnă pentru ăla din Slatina, ce înseamnă și pentru ăla din Deveselu, ce înseamnă dacă vine Băsescu înapoi, că își pune în scutul și nu mai scăpăm de el. Asta vreau să vă zic, că discursurile au fost bune, dar important e dumneavoastră să-i convingeți pe ceilalți, că altfel între noi cred că suntem convinși. Mulțumesc și vacanță plăcută pe 30 fără Băsescu. Indiferent unde vă veți duce în țară, nu veți găsi oameni ca aici, pentru că în ultima instanță și dumneavoastră trebuie să vă întoarceți din când în când la un izvor și să știți că acestea sunt rădăcinile dumneavoastră și pe aceste oameni trebuie să vă bazați. Mă uit puțin că se uită la mine oarecum Liviu și o să vă spun că și Liviu face parte tot din această mare echipă și credem chiar, fără exagerăm așa cum facem noi oltenii, că este cel mai mare bazin al USL-ului din România în acest moment și de aceea am văzut și mă bucur că vorbesc acum și n-am vorbit înainte după ce dumneavoastră ați făcut câteva promisiuni, că pe mine și pe Liviu m-ați uitat, ne-ați uitat. Și noi vă cerem Autostrada Sudului, care o cer toți și colegii noștri la Mesedin și de la Gorj și de la Vâlcea și peste tot, și ceva trebuie să se întâmple mai special și mai deosebit și în această zonă. Domnule președinte, ne-am uitat în calendar și de-a lungul istoriei, data de 29 iulie este o dată însemnată și s-a petrecut un lucru special și acest lucru s-a petrecut tot în Oltenia. S-a petrecut undeva în pădurea Zăvoiului, la Râmnicu Vâlcea. Pe data de 29 iulie s-a cântat pentru prima dată Deșteaptă-te Române. Eu sunt sigur că după 164 de ani, națiunea română s-a deșteptat de ajuns, încât pe data de 29 iulie va fi toată la vot și vor vota în așa fel să scăpăm de cel care ne-a ciuntit salariile, de cel care ne-a lăsat peste noapte fără pensii, cel care ne-a scurtat din salarii, cel care ne-a mințit, cel care ne-a batjocărit și cel care a fost o zânzanie continuă și cel care practic a otrăvit întreaga viață și așteptăm cu bucurie să scăpăm de el, dacă poate să se ducă mai departe. Noi cu bunăvoința noastră și cu amabilitatea care ne caracterizează, îi spunem cu mașina care a cumpărat-o de la Ford prima, drum bun, mii de kilometri, ca simplu cetățean al României. Vă propunem să mergeți la soldați acolo în piață, la colegii noștri. Noi venim și noi în următoarele 5 minute. Cei care suntem aici pe scenă vom fi și acolo pe scenă, s-o mai întoarce de-a lungul timpului rolurile ăștia, dar deocamdată așa trebuie să facem. Și acolo câte 3 minute, maxim 5 minute, așa oamenii mai dornici de a vorbi mai mult, vom fi gata în circa 40-50 de minute. Așa că vă lăsăm pe dumneavoastră să mergeți și noi încet, încet după dumneavoastră. Ok, pentru ultima oară în această seară o să vă rog să fiți uniți, să cântați toți odată cât mai puternic, să se audă din capul lui celălalt al bulevardului până aici. Să nu uităm că avem în Craiova, unde pe lângă toate problemele pe care le avem cu toți în celelalte orașe sau, nu știu, cu toată țara, aici, în această zi, este o problemă mult mai importantă pentru voi. Suntem de partea voastră când o să vă rugăm să cântați după noi
aceste două cuvinte, ca afară. Deci, 1, 2, 3 și vreau un fotbal, vreau un fotbal, vreau un fotbal, vreau un fotbal. Și mai tare, și mai tare. Colegilor noștri de la USL. Mulțumim foarte mult, Olguța! Pentru a vă spune că trebuie să lăsăm deoparte orice lucru care ne dezbină, ci pe 29, cu toții, supărați sau bucuroși, să fim bucuroși după ce numărăm voturile și veniți cu toții la vot! Și veniți cu toții la vot! Și veniți cu toții și cu toatele la vot! Atunci, pe 29 iulie, să venim să votăm da pentru România! Vreți să plătească Traian Băsescu, care împreună cu Udrea, cu Videanu, cu Pleșnar, cu Plutur, au curat pe români și români! Și să spunem da pentru România! Avem nevoie noi toți să fim împreună! Pentru că pe 29 iulie toți vrem să declarăm ziua independenței de Traian Băsescu! Așa să ne ajute Dumnezeu! Și pe cei care sunt în țară! Cum s-a simțit când Traian Băsescu v-a dat afară de pe locurile de muncă? Cum ați simțit dumneavoastră acest lucru? 750.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă. Acum, pe 29 iulie, e timpul și noi să-l dăm afară pe el de la locul de muncă. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră și vreau să-i întreb și pe români cum s-au simțit când Traian Băsescu le-a tăiat 25% din salariu. Să-i tăiem și noi, să-i tăiem și noi 25% din mandat, adică 2 ani. Și vreau să venim toți cu prieteni, cu rude, cu amici, pe 29 iulie, să demonstrăm că România este o țară normală. Asta e varianta scurtă pe care cred că o înțelege și Băsescu. Dar vreau să vorbesc pentru restul românilor, pentru cei care nu cred că România trebuie condusă de Băsescu doar cu dosare, doar cu insulte și doar cu minciuni. De când am ocupat funcția de prim-ministru alături de colegii mei miniștri, alături de cei care ne-au sprijinit în Parlament, primul lucru am încercat să începem să dăm înapoi pensionarilor ceea ce le-a furat Traian Băsescu. Și vin și le spun pensionarilor, veniți la vot pe 29 ca să nu vină înapoi Băsescu, cel care v-a tăiat pensiile, și ca să ne ajutați să vi le dăm înapoi în continuare. Am început să dăm
fie că e vorba de profesori, fie că e vorba de polițiști.